Tuturor, sărut mâinile, bun venit, dragi copii, la Casa de Cultură, un loc în care, de multe decenii, se creează cultură, se manifestă cultura în formele ei elevate. Despre cultură am vrea să vă vorbim astăzi în cuvinte puține, pentru că vârsta voastră nu vă permite să înțelegeți un limbaj cu prea multe noțiuni, un limbaj mult prea încărcat, decât dacă ați fi la un nivel de cunoaștere al fenomenului ceva mai avansat. Ne bucurăm însă că, prin inițiativa Școlii Alexandru Ivasiuc, doriți să descoperiți fascinanta lume a culturii populare. Ce este cultura pe de-a întregul ei? Diferiți intelectuali au găsit definiții diverse. Încerc să sintetizez pe înțelesul vostru una dintre definiții într-o formă mai expresivă, ar fi suma tuturor creațiilor spirituale și materiale ale unui popor aflat la un anumit nivel al dezvoltării sale, adică un nivel de civilizație. Acum vom vorbi doar despre poporul român. Înțelegeți ce înseamnă civilizația lumii, care este atât de diversă. E, în corul națiunilor, România ocupă un loc semnificativ în ceea ce înseamnă identitatea culturală, și pentru că mai putem arăta o cultură spirituală țărănească pe care voi o înțelegeți ca folclor. Voi încerca să vă spun o poveste destul de scurtă, trecând prin câteva registre, subdomenii, care ar putea să vă trezească interesul într-o astfel de întâlnire amicală, prietenească, în care voi trebuie să înțelegeți că lângă voi, și pe când veți crește mai mari, există creatori, există oameni cu preocupări deosebite, trebuie să învățăm să acordăm atenție, mai ales trecutului nostru, istoriei noastre, pentru că un om care nu-și cunoaște trecutul este condamnat să nu aibă viitor. Iar viitorul, pe noi cei care suntem în scenă, pe cei care vă educă, ne interesează mai ales pentru voi, pentru generația care vrea să se educe. Așadar, o cultură pe de-a întregul ei, am definit-o ca o creație materială. Ce înseamnă ea? Sunt operele de artă, da? Până și în Casa de Cultură, aici există câteva opere de arte, cum ați văzut, o frescă uriașă, un desen ușor naiv, inspirat din creația populară. Există o cultură înaltă a creatorilor de literatură, de pictură, de sculptură și așa mai departe. Dar astăzi vom vorbi în mod special despre o cultură populară. Ce este cultura populară? Este creația spontană, adică izvorâtă firesc, în vatra satului, în inima satului, ceea ce a însemnat satul tradițional. De altă dată, el se modernizează și voi sper să descoperiți astăzi lucruri care să vă fascineze și să fie amintiri plăcute din întâlnirea de astăzi. Există, din păcate, între cele două elemente ale unei mari culturi și subcultura. O subcultură de masă este expusă excesiv, mai ales la televiziune. În întâlnirea de astăzi, eu voi încerca să vă transmit că atunci când ne informăm, când ne cultivăm, când vrem să ne pregătim, nu putem avea în vedere
singurul canal de informare, de educare, ca fiind televizorul. Există numeroase alte forme, cum este și spectacolul. Astăzi, dumneavoastră ați fost invitați la un mini-spectacol, de fapt o demonstrație. Există vernisaje de pictură, există întâlniri literare, există spectacole de operă, de muzică simfonică, există teatru, dar există și latura divertismentului, cum ar fi muzica de stradă, teatrul de revistă, în care abordăm și dimensiunea mai lumească, pentru că omul modern are nevoie și de divertisment. Am spus însă că există un exces la televiziune, acum sunteți mici, pe măsură ce veți crește și veți înțelege mai multe, o să descoperiți că reîntorcându-ne la rădăcini, adică la o cultură populară, vom putea fi mândri peste viacuri, de la o generație la alta, tot mai responsabili, de o identitate. Un om fără rădăcini este un om vulnerabil, slab în fața provocărilor vieții. Și ca să vă dau un argument și închid aici paranteza pe care am deschis-o pentru a înțelege ce e o cultură, românii, număr mare, plecați peste votare, pentru a se împlini material, pentru a-și căuta fericirea, idealul lor, se simt tot mai izolați, aproape ai nimănui. În ultimii ani, vin acasă și la numeroase nunți, la ceremonia de nuntă, mare parte dintre ei încearcă să refacă o nuntă tradițională sau cel puțin să realizeze fotografii și filmări, spre exemplu, în muzeul satului, unde se reidentifică cu niște elemente tradiționale, iar în Milano, Roma, Madrid, Paris și așa mai departe, pe unde trăiesc românii noștri, devin mândri că au niște rădăcini. Mergem un pic mai departe, ca să nu vă încarc cu prea multă informație, încerc să simplific la nivelul vostru. În cultura populară, vorbim despre folclor muzical, despre folclor coreografic, vorbim despre creația lirică, ce se regăsește în poezia populară, care devine cânte și așa mai departe. În creația rapsozilor populare, adică a țăranilor neauși, care trăiesc într-un spațiu rustic, în tot ceea ce înseamnă costumul popular, arhitectura țărănească și așa mai departe. În România sunt definite în mare câteva zone folclorice. Și din nou, nu detaliem excesiv, ați auzit însă și voi că trăim în Transilvania, într-un spațiu mai larg, identificat în Arcul Carpaților, că dincolo de Carpații Orientali, o să învățați mai târziu, dacă acum încă nu ați înțeles foarte bine, este Moldova. Că în sudul Carpaților Meridional este Muntenia. Că avem la malul mării un ținut care se numește Dobrogea, că avem în sud-vestul țării Banatul și Câmpia de Vest, pe care o identificăm cu Bihorul sau țara Zaramului. Acestea sunt în liniile mari. Am ajuns la noi în Maramureș, acum, în această zonă etnografică, într-un areal mai cuprinzător, avem un Maramureș. Despre Maramureș, Nicolae Steinhardt, un renumit eseist, călugăr, care a trăit la Mănăstirea Rohia, Sfânta Martin Rohia, spunea atunci când a descoperit Maramureșul, că acesta ar fi o chintesență a spiritualității românești, redusă la cele mai expresive forme și la cea mai înaltă expresie a civilizației românești. Maramureșul are dreptate, este un leagăn de cultură și civilizație. Când veți ajunge elev de liceu, veți învăța că aici, în Maramureș,
s-a făurit, s-a cizelat până și limba română în niște codice care se scriau la mănăstirea din Peri, la Eud și așa mai departe. Asta înseamnă că în acest spațiu au trăit oameni vrednici. Maramureșul, într-o abordare folclorică, este împărțit în patru vetre etnografice. Un Maramureș istoric sau voievoda, o țară a Lăpușului, o țară a Chioarului și o țară a Codrului sau zona Codrului. Adică sunt niște entități, niște zone, un areal mai restrâns care are anumite caracteristici. Cum se vor putea identifica? Veți vedea din reprezentația școlii populare de artă Liviu Borlan din Baia Mare, care a avut amabilitatea să vă ofere acest mic spectacol, lecție, în care încercăm să concentrăm niște informații minimale ca voi încă de acum să învățați, să aveți prețuire față de ce este cultura populară. Dacă ați fi fost mai mari, v-aș fi vorbit și despre compromisul din folclor, care este confundat astăzi cu o cultură populară, el este doar folclor urban și, din păcate, afectează foarte grav atât folclorul muzical, cât și estetica. Atunci când vorbim despre folclor, trebuie să, dacă definim folclor, el trebuie să aibă niște atribute, dar nu insist, se numește sincretism, sunteți prea mici să înțelegeți. Adică nu orice lălăială este folclor. Ați reținut, da? Mai simplu. Bun. Am luat-o ușurel ca să înțelegeți. Mă încerc să mă raportez la vârsta voastră. Acum trebuie să vă spun că în scenă unul dintre instrumentiști este de fapt directorul, managerul Școlii Populare de Artă Liviu Borlan din Baia Mare, profesorul Dan Daniel. Aici sunt profesori de la catedrele de specialitate. Sunt câțiva elevi care s-au remarcat prin rezultate mai deosebite și care sunt în măsură oricând să reprezinte cu cinste Școala Populară de Artă din Baia Mare în reprezentațiile artistice, chiar de nivel regional și național. În povestea noastră, că este o poveste, nu un curs de etnologie, nu o lecție de folclor în sens profund al cuvântului, încercăm să facem o poveste jucăușă și interesantă. Și acum prindem un pic de viteză, un pic de ritm, da? Vom vorbi despre taraf. Am spus că este un folclor muzical. Cum se exprimă el? Prin instrumentele populare. Ca să vorbim despre instrumentele populare, avem în scenă o parte dintre aceste instrumente. Vom vedea că ele sunt, în general, în muzică, instrumente de corzi, de sau pe. Vreau pe domnul director să avem o nuanță. Cu instrumente cu coarde. Dar știe cineva? E interesant dacă... Zvoar, saxofon, taragot. Bun, e mai complicat. Dar faptul că vă stârnește interesul, iată, astăzi veți reține distinția dintre instrumentele coarde, instrumentele de suflat, există instrumente de percuție, dar nu detaliem acum. Veți rămâne cu informațiile minimale necesare. Domnul profesor Flaviu Dan îi pregătește pe mine pentru a deveni vioriști, ceteraș.
poate violoniști într-o orchestră simfonică, nu știu, deocamdată, școala populară, pregătește, identifică oameni cu talent și între voi există, cu siguranță, oameni cu talent. Mă va ajuta, probabil, să nuanțăm puțin ce este vioara, ce este viola și încerc eu să marchez doar câteva informații minimale despre instrumentele cu corzi. Domnii profesori au avut grijă să-mi dea câteva date aici pe care eu le voi sintetiza chiar mai mult pentru a nu vă încărca memoria. Așadar, taraful tradițional, taraful, ce înseamnă? Orchestra populară, da? Restrânsă la numărul ei minimal. Deci nu aveam la în vatra satului ansambluri folclorice. Țăranul a cântat la fluier, a cântat la trâmbiță, mai târziu a cântat și la cecheră. Nu o numea vioară. Mai târziu, limba română a făcut distinție între o cetere din limbajul popular și vioară, care este pentru concert. Dintre instrumentele cu coarde, avem vioara, viola sau braciul sau contra. Este numită în trei feluri. Deci, vioara, pe care o prezentăm, iată. Nu intrăm acum în detalii tehnice, pentru că nu veți memora. Dacă veți ajunge elevi ai școlii populare de artă, veți învăța, înainte de a cânta, cum se ține în mână părțile componente și cât de fascinantă este vioara, cât timp ne trebuie ca să ajungem violoniști. Aproape o viață. Și se începe de mic. Viola, braiciu sau contra, iată, este puțin mai mare decât vioara. Prin comparație, vioara este supranumită și regina instrumentelor, viola este puțin mai mare și are scop de acompaniament ritmic și armonic. Mergând mai departe, crește și dimensiunea și ajungem la contrabas. Eu am câștigat, sunt mai mare. Firește, în lumea satului, în lumea satului nu s-a numit contrabas. Acesta este termenul literar. Țăranii, mai ales în Ardeal, au numit gordună. Iar dumnealui, gordonâș. Da. Și vreau să vă arăt ce urât sună singură. Gordona fără vioara aia și fără braiciul ăla. Ia ascultă. Oarecum urât și gros. V-a speriat. Da? Sună și urât. Dacă ne permite o mică exemplificare. O mică exemplificare. Dar și acum mai, trebuia să mai precizăm. Și acum revenim la vioara, violonistul, sau mergând la termenul popular, primașul tarafului, primașul satului, are un acordaj mai înalt, de aceea se va auzi mai bine. Braciul acompaniat și ritmic, contrabasul la fel, și ne exemplifică profesorul Dan Flaviu, Dan Daniel și profesorul Grigore Chira, un fragment din folclorul muzical maramureșan. Thank you.
încerc un ritm mai alert, în același timp nu prea repede, ca să puteți să reține cât de cer. Aici avem ce? Ce instrument avem? Muzicuța. Acordeon. Iată! Ținta mea este să vă fac distinția dintre acordeon și sintetizator, sau numit popular organ electronic. Popular, în limbajul de zi cu zi, da? Este de fapt un sintetizator, nu contează cum se numește, Yamaha, Korg, Roland și așa mai departe. Acordeonul apare relativ târziu în taraful tradițional, el îmbogățește în anumite zone folclorice taraful tradițional, taraful țărănesc. Mă întorc un pic la ceea ce înseamnă componența tarafului. Ați auzit un fragment din zona codrului, un fragment muzical din zona codrului, una dintre cele patru despre care v-am spus. E, în spațiul transilvan este tipic acest trio, se numește și un trio transilvan. În Moldova însă taraful este distinct, acolo apar suplimentar alămurile, instrumentele din metal, ajungem un pic mai târziu la ele, mai apare și toba, element comun, ca în Maramureșul istoric, unde avem o cetieră, zongoră, o chitară clasică, transformată de țăran prin harul lui, într-un instrument de acompaniament, și toba, da? Deci o avem și în Maramureș, iar în Codru și în Ghioar, numele Uș, nouă, ca și în spațiul transilvan. În Bihor o regăsim în țara Zarandu. În Banat, din nou, avem o notă distinctă, predomină instrumentele de suflat. În Oltenia, o notă distinctă, atât cât să rețineți voi, este țambalul de piept. În taraful tradițional oltenez, în mod special în Gorj și în Oltenia profundă, undeva în zona rurală, aici, colo, mai sunt bătrâni lăutari. S-a abandonat de mult, avem un țambal împrumutat din folclorul maghiar și mai apoi chiar din muzica de cameră sau simfonică. Din nou, nu insistăm asupra acestor elemente. Ați înțeles însă că taraful tradițional nu este doar regăsit în folclorul românesc, doar în această formă. Veți întâlni la televiziune tot mai rar taraful țărănești, tocmai pentru că lumea aflată într-o continuă mișcare, într-un ritm alert, al globalizării, detaliile, expresia țărănească, specificul locului, al vetrelor geografice se pierde. Iar noi astăzi vă vorbim vouă, tocmai pentru a învăța să prețuiți și să nu vă pierdeți respectul față de valori. Revenim la acordeon. Acordeonul a intrat, am spus, târziu, cândva după cel de-al doilea război mondial, nu contează anul exact. Am avut și la noi în țară o fabrică de acordeoane, la Timișoara, nu cred că mai există. Italienii sunt specialiști, mai înaintea lor, ca orice în lumea asta, chinezii fac acordeoane bune. Și acordeonul modern are și o componentă electronică mai nouă, el sună armonic, are performanțe. Îl rugăm pe prietenul nostru, tânărul nostru, Alin Pop, să exemplifice puțin ca să auziți distinct ce înseamnă acordeon. Iar pe partea stângă are basul. Depinde de harul instrumentistului cât de mult știe să implice și în mâna stângă în acest lucru. Cu ce seamănă? Cu pianul. Și el are, nu corzi, în urechea voastră sună ceva comun, da? Are o claviatură asemănătoare. Pianul are coarde, acordeonul are niște
niște muzicuțe. Nu insistăm, mergem mai departe. Instrumentele de suflat, iată, se găsesc într-o diversitate despre care ne-ar putea vorbi foarte mult profesorul Vasile Goci. În informații largi, dacă m-aș fi adresat unor studenți la etnologie sau unor elevi de liceu care ar vrea să urmeze, am putea nuanța. Acum, reținem, haideți să vedem într-o ordine, într-o anumită prioritate a, și succesiunea apariților, clarinetul pe care tocmai îl ține în lume domnul profesor Vasile Goci. Îi este drag și va putea povesti o zi întreagă despre el. Așa. Instrumentele de suflat, deocamdată vorbim despre cele din lemn, de abanos, de trandafir, așa. Au o ancie simplă. De ce e simplă? Alte instrumente din orchestra simfonică au o altfel de ancie. Și nu insistăm, există fagot, există oboi și flautul este instrument de suflat, nu povestim. El a fost inventat de un anumit Denner și perfecționat mai târziu de Müller, a ce vă sună? A neamț, austriac, probabil, dar bun. În Imperiul austriac s-a dezvoltat acest instrument. Nu vă spunem ce lungime are el în centimetri, veți constata mai târziu că un alt instrument este un pic mai lung decât clarinetul. Este compus din trei părți. Da? Mâna stângă, mâna dreaptă, foarte concentrat și mușchiul. Da? Deci este vorba despre mușchiul, acest mușchiul prevăzut cu arce și brățară, prin care se emite sunetul. Este acest butoiaș. Este acest butoiaș de care, prin care se face și acordajul. Se introduce în corpul mâinii. Este corpul mâinii stângi, corpul mâinii drepte. Și pavilionul de rezonanță. Asta este față de taragon, față de saxofon, are un pic mai altă de... Și să rețineți că acest instrument, deși pare mititer, ceva mai mărunțel decât un taragon, despre care spunem câteva cuvinte mai târziu, el se poate întinde pe trei octave. O octavă este de la do de jos până la do de sus, da? Trei octave, ați înțeles, da? Ce înseamnă? Deci are o întindere ca sunet foarte mare, ceea ce îi permite abordări diverse, deci genuri muzicale diverse. E tot un fel de regină a instrumentelor de suflat. Așa. Bun. Și nu insistăm foarte mult. Există clarinetă în mi bemol, în si bemol. Nu contează aceste elemente. Este cel mai agil, precizează domnul profesor, ceea ce am încercat eu să vă spun, deci permite abordări diverse. Inclusiv în folclor are o expresie cu totul aparte. Să facem o distinție de sunet, foarte scurt. Taragotul, de această dată, este un instrument specific popular. El nu este însă de origine românească. El se naște în spațiul austro-ungar și mai exact la Budapesta, pătrunde în folclorul maghiar și mai apoi se extinde prin Câmpia de Vest, Banat în mod special, ați reținut Banatul, ce înseamnă Banatul, da? Arad, Timișoara, până la Dunăre, da?
acolo penetrează mult mai ușor prin specificul istoricul zonei care împrumută din cultura celorlalte popoare de care este influențat. Așadar, un instrument popular construit de șunta la Budapesta. Tot din lemn de trandafir, mavon, abanos, el are un sunet mai grav, mai armonic și nu este utilizat în mod special în muzica simfonică. Dă însă o particularitate cu totul aparte folclorului românesc, mai ales prin înaintașii săi, Luță Ioviță din Banat, mai târziu Dumitru Fărcaș în Transilvania și apoi, nu vă dau nume de performeri de excepție, unul merită să poate îl rețineți, Luca Novac, care duce arta interpretativă până la înalte culmi. Așadar, și el are un mușchiu, două corpuri cu aceeași pâlnie de rezonanță și vom spune că în România fabrica de instrumente nu cred că mai există. Tot din păcate. Da? Bun. Îi rog pe cei doi elevi, sunt doi elevi de vârf. Hai să ne și prezentăm. La clasa profesorilor. Ovidiu Cosma. Asta ca să subliniez eu că la clasa de instrumente de suflat predau profesorii Vasile Goci la clarinet, Gusti Marc și Ovidiu Cosma la taragon. Și acum se auzi. Domnul Fărău. Și acum, cu totul la parte, un instrument mai tânăr, am spune, ca generație, a apărut mult mai târziu în folclor, deși el debutează în muzica simfonică, este saxofonul. Se încadrează în instrumentele de suflat numite alămuri, deși putem face o întreagă teorie, nu-i cazul pentru voi. Saxofonul este din aceeași familie și a fost proiectat pentru a fi folosit în muzica simfonică, așa cum v-am spus, dar a fost mai apoi ignorat. Își regăsește însă utilitatea, expresia firească, în muzica de fanfară, în muzica militară. În anumite zone etnografice ale României, zone folclorice, el însă este aproape o identitate, o carte de vizită, cum ar fi, din nou, Banatul, Țara Zarandului, chiar Bihorul mai nou, și în Ardeal, pentru că, prin sonoritatea aparte, el exprimă un anumit gen muzical mult mai bine. Să cunoaștem și pe tânărul absolvent al Liceului de Muzică, cel care a aprofundat studiile muzicale, vrea să se învețe ce înseamnă stilistica populară. Te rog să te învețeți de acum. Iată, el vine în cadrul școlii populare de artă, după ce a absolvit un liceu de muzică, a dus la cote înalte educația lui muzicală,
pentru a învăța stilistica, expresia folclorică. Nu insistăm asupra claviaturii și altor nuanțe, ne atim foarte mult, rămâne să fie o provocare pentru voi, dacă v-ar plăcea, nu uitați, în școala populară începe studiul. Hai să auzim un fragment. Saxofonul sopran, care seamănă ispitor de mult cu taragotul, doar că este din metal și are o anumită sonoritate. Așa, saxofonul tenor, da? Este alto. Așa, bariton, bas, contrabas. N-are rost să rețineți atâtea elemente, v-ați familiarizat. Este un instrument. Da, ceea ce este un uriaș în orchestrele simfonice, dacă vreți să vedeți la pe internet și acest gen puteți descoperi. Adolf Sax, iată de unde a venit numele, a perfecționat aceste instrumente și nu mai insistăm acum. Asta a fost în mare, se pot spune foarte multe lucruri, doar atunci când doriți să fiți elevi ai școlii la unul dintre aceste instrumente. Ascultăm acum tot așa un fragment, cu un taraf mărit, da? De la taraful tradițional, acel trio, la un taraf îmbunătățit, la care s-ar mai putea adăuga. Chiar mai multe instrumente, dar acestea sunt expresive. Asta o bine? Sintetizatorul, adică organ electronic, este aproape o uzină. La nunți, la petreceri, în general, se utilizează pentru că înlocuiește pe ceilalți. Eu sunt un grevist, un protestant, lupt, pentru că îi trimit în șomaj. Așadar, prietenul nostru, care este și un bun acompaniator, el este îndrăgostit de acordeon și eu pledez pentru această formulă. Pianiștii și cei care se specializează în acompaniament pot găsi în sintetizator înlocuitorul și pentru țambal, și pentru clarinet, și pentru viol, și așa mai departe. Este o formă de manifestare muzicală. Noi vrem să prețuim acest gen de orchestră care merită să ducă mai departe identitatea noastră culturală. Voi invita acum în scenă câteva tinere interprete selectate de Catedra de Interpretare Vocală din partea domnilor profesoare Voichița Regoș, Ramona Darca și Diana Cârlic. Nu știu dacă avem nevoie de microfon, n-am vrut să-l folosesc pentru că suntem în o relație foarte amicală, prietenească. Poate pentru domnișoare, care sunt un pic mai timide, le ajutăm și întâi să facem prezentările cuvenite. Rog, la... Mulțumesc
Roțeana, Luciana Roțeana și sunt la clasa doamnei profesoare Ramona Dar. Portul popular din țara actuală. Portul popular reprezintă unul din cele mai interesante aspecte ale culturii populare românești. Portul femeiesc, de asemenea și portul pe care îl port, primit în dar de la străbunica mea, având o vechime de peste 80 de ani, îl port și azi cum are drag. În țara Chioarului, fetele mai mici și fetele nemăritate își întregheau părul în două poți, cu cărare pe mijloc, pe penate frumos. Iar când era foră, aveau libertatea de a-și prinde în păr și fete de panici sau mocele. Cămașa, numită și spăcere pe care o vor, este veche de aproximativ 80 de ani, cu motive florale bine încălzite. Este cusută și țesută la război. Coalele, numite și pindileu, este confecționat din pânze de casă. Peste coale se purta șorțul sau zadea dinainte, confecționat din material de bumbac. Pantofii cu barete peste picior erau folosiți pentru încălzarea mai comodă a femeii, realizați cu tot mici și frumos care conferă comoditatea piciorului. Reacuizăm ceea ce înseamnă costumul popular, foarte expresiv. V-am spus că există vetre etnografice distincte într-un județ Maramureș, da? Maramureșul istoric. Am vorbit despre costumul din Chioar. Alături avem Țara Lăbușului. Și nu detaliem excesiv povestea costumului popular, pentru că la capitolul dans popular, domnul profesor ne va mai spune câteva lucruri. Acum aș vrea să rețineți doar în linii mari că, iată, Maramureșul este distinct ca o altă țară, nu întâmplător, le spune așa, pentru că s-au cultivat, s-au promovat de-a lungul viacurilor pe acele locuri alte elemente de costum, de folclor muzical și coreografic. Rog pe domnișoara doar să marcheze notele distincte din costumul său în raport cu ceea ce ați văzut zona Chioară. Da. Mă numesc Păscan Nicoleta, sunt elevă la Ramona Darha. Acest costum este din bumbac și cămașa și polele. Catrințele sunt făcute din lână de oaie, dar și ciorapii. Opincile sunt făcute din piele de vită, în cap port o zadie, care este din pomeț. În talie port un brâu, care este făcut din mărgele. La fel și la gât, un zgârdan, tot lucrat din mărgele, manual. Și este cu motive florale. Mulțumesc foarte mult. Am spus, nu insistăm, e suficient să rețineți și vizual și câteva elemente, notele distincte. Lăbușul. Păi vin mai aproape de mine pe tânăra interpretă, cu merite deosebite, rog să se prezinte. Bun. Împreună, doar marcăm puțin. Costumul de lăpuș, ia uitați-vă, vine, cum am spus, dintr-o altă țară. El împrumută elemente comune din țara Năsăudului, cea învecinată, și Bistrița, care este în apropiere. Remarcați, avem un pieptar din lână de oaie, foarte bogat, ornamentat. Podoaba capului este cu totul distinctă, precum este și cămașa din spațiul lăpușan. Zadile înainte, sau catrințele, are și înainte. Notă distinctă față de Chioar are și în spate, cum am spus, precum în Năsăud. Obincile au cu totul alt aspect, este o altă expresie, pentru că vorbim despre o altă vatră etnografică. Nu insistăm acum, pentru că revin la partea de dans, vom mai sublinea câteva detalii. Nici despre tânăra care merită să își povestească palmaresul ei, nu e timp acum decât lăsăm provocarea de a vă prezenta la spectacolele Școlii Populare de Arte, unde veți putea auzi
multe voci și veți putea cunoaște multe voci cu har. Deocamdată nu-i spune. Da, vă rog. Bineînțeles. Despre cântec este vorba. Cântecul popular nu este doar cel pe care îl regăsiți în programele de televiziune, în formele lui elaborate, acompaniate cu orchestre mari. Trebuie să știți că s-a născut acolo în vatra satului, la caierul de lână, la războiul de țesut, la coarnele plugului, la focul de la stână, și că el este adesea o tulburătoare cronică vie, adică o adevărată poveste a țăranului, în care se regăsește tristețea, dorul de sat, înstrăinarea, nedreptatea socială, dragostea lui neîmplinită și așa mai departe. Doina a fost cântecul de început, care este un cântec liric, cântat fără acompaniament, acolo unde s-a găsit omul, pe ogor, lângă izvor, cum am spus, la coarnele plugului și așa mai departe. Mai târziu cântecul devine acompaniat de taraful tradițional și în ultimele generații el este acompaniat de orchestra populară care are un număr mare de instrumentiști și vedeți în spectacolele de televiziune sau în spectacole de folclor ale ansamblurilor profesioniste sau de amatori acest lucru. Despre cântec se spun, se pot spune foarte multe lucruri și aici sunt elemente distincte între zonele folclorice. Folclorul muzical diferă de la Moldova, da? La Transilvania, Banat, Oltenia și nu insistăm acum, dar pentru a regăsi trei registre pe care le abordăm astăzi, ale fetelor prezente aici în scenă, le rog să interpreteze doar fragmentul pe care l-au pregătit împreună cu doamnele profesoare. Să vedem ce ne propun. Nu? Bun. Atunci propun un fragment liric, foarte scurt. Vrei să cerci tu? Zona lăcușului este mai expresivă pentru cântecul mai așezat, are un lirism aparte. Să încercăm. Doar o strofă. Într-o abordare populară. O strofă, da? Adică un fragment muzic. Ei, da, când m-a făcut mama lume nu, au fost ceasurile bune. Da, du, mâna gură și-a doina măi. Ei, dacă au fost ceasurile rele, du, mâna gură și-a doina ta și-a zilele mele. Du, mâna gură și-a doina ta una bună, zece zilele măi. Pentru calitatea interpretării, tânăra din Țara Lăbușului ar merita deja un premiu. Piesa este de rezistență, de grea încercare pentru calitățile unui interpret și deosebit de valoroasă. Ea vine din vremuri de departe, de la bătrânii satelor, care până astăzi, iată, prin ea, mai târziu prin voi, poate, va fi promovată generațiilor care vin. Le mulțumesc foarte mult și nu este timp să exemplificăm și cântecul Chioreancu cu acompania mea. Trebuie să ne încadrăm într-un anumit timp și pentru voi e suficient în maxim o oră să vorbim despre asta. Mulțumesc foarte mult! Invit acum în scenă pe un vechi prieten de-al meu, un coleg, a trăit o întreagă viață în cadrul ansamblului profesionist Maramureșul, numit pe vremuri, astăzi, de când știți voi, Ansamblul Folcloric Național Transilvania din Baia Mare. Catedra de dans popular a Școlii Populare Liviu Borlan, Grigore Chira.
Grigore Simionca. Gordonișul Grigore Chira, să mai stea un pic afară să nu mă facă să mă zăbăcesc de adreștul. Mieluțu. Așadar, profesorul Grigore Simionca, maestru coregraf, se ocupă de mai mulți ani de îndrumarea tinerilor și nu vă voi vorbi despre palmaresul din cadrul ansamblului Tulnicul, că nu este timpul acum. Trebuie să știți, în cadrul Școlii Populare de Artă, la marele spectacol, la producția artistică a școlii, fără de dans nu se poate. De unde vine dansul? Din bucuria țăranului de a se manifesta la momentele ceremoniale, rituale de peste an ale satului tradițional, unde apare chiuitura, strigătura, dar cântecul de joc și manifestarea de bucurie a țăranului. Mai multe ne spune chiar domnul profesor. Înainte vă spun bună ziua tuturor. Înainte de a vă prezenta trei dintre zonele folclorice ale Maramureșului, sub zonele folclorice ale Maramureșului, care sunt Maramureșul istoric, zona Chioarului, zona Lăpușului. Am ales aceste trei zone pentru că zona Codrului este foarte, foarte asemănătoare, atât din punct de vedere al costumelor, cât și al interpretării, cea a Chioarului. Înainte de a... Vă rog să mai aveți puțină răbdare, știu că sunteți nerăbdători. Păi o să ne chemăm bandașii ăștia să vă mai cânte ceva ca să vă învioreze. Bandașii, știți ce-s bandașii, nu? Ce tiera așa ăștia. Aș vrea să vă spun că dansul popular este una dintre cele mai vechi forme de manifestare a unui popor și în mod special a poporului român. Și acum o să vă prezint pe foarte pe scurt costumul popular din Maramureș. L-au prezentat atât de frumos fetele și domnul Andrei Bărbos, încât o să fac câteva nuanțele. Costumul popular femeiesc din Maramureș are componența sa, aparține tipului de costum cu două catrințe, sau zani. Ele au mai multe culori, acum astăzi am ales culorile astea, negru și roșu. O să fie galben și negru și mai multe culori. Cămășile, aparținând costumului femeiesc, au răscoiala pătrată în jurul gâtului și mânicile sunt încrețite la umăr, terminate cu volănaș. Croiala, vedeți doamna, este răspăit în patrat, bolănașe la umăr și se termină jos, tot așa cum bolănaș. Năframa, vedeți aici, sunt mai multe culori, astăzi avem această năframă. Sunt produse industrial, nu sunt făcute așa. Coșurcul din blană de mel, bogat colorat, după cum vedeți. Mai de mult, sigur, se purtau obiciile, care noi nu le avem astăzi, și zgârzile la gât, la fete. Mulțumesc, acum suntem băiatul. Deci costumul popular bărbătesc, de vară este confecționat din brânză și este simplu. Cămașa este de tip mai nou, este mai lungă decât cea veche, aceasta trecând peste talie. Gatiile sunt încrețite la mijloc. Sunt încrețite. Cureaua este lată din piele. Coșocul este confecționat așa din blană de miel, ornamentat cu broderii din lână. Pălăria este... Aceasta este pălărie de vară, de paie. Sunt pălării de pâslă, care sunt mai... pentru perioade mai reci și ușma pentru perioada de iarnă, care este tot așa de confecționată din blană de miel. O straiță din lână, țesut în război și în picioare trebuie să avem opinci, acum să avem cizme. Mulțumesc frumos! O să vă prezint costumul popular din zona Chioarului. Cum puteți observa, costumul femeiesc se compune din îmbrăcămintea capului, spăcel, oale, zadie sau șorț, și încălțări. În anul 2 pulele coroase, femeia mai poartă gubă și o năframă mare pe cap sau după cap.
femeile căsătorite, țin piaptă fără cărare, cu o singură coadă, răducită în spate, în conci. Mireasa se deosebește de restul zdonelor de Maramureș prin simplitatea vedetei. Cămașa femeiască este confecționată din pânză țesută, este scurtă, cu crețe, are crețele, mânica din partea de la piept în jos. Cămașa este încheiată în nasturi, în ornamentația cămășii femeiești din zona Chioarului și Podrului se regăsesc broderia plină cusută pe desen, colți, pestonați, crețuri făcute pe fir în diverse motive geometrice. Rochia sau de tip poale, un nou tip de poale, se confecționează din pânză pusă pe lățime. Ea este confecționată din mai mulți lați, în patru ițe, la talie este strânsă în cutie. Mulțumesc! Costumul bărbătesc. Se încadrează în tipologia portului popular din zonele de vest ale țării, se compune din îmbrăcămintea capului, în perioada de vară această pălărie frumoasă înaltă, iar în perioada de iarnă căciuri negre sau scure din blană de miel. Cămașa este scurtă, confecționată din pânză, țesută din cânepă sau un vac sau in. Mai pot spune că gatile sau izmenele largi sunt confecționate din 8 sau 10 lați, din pânză sau sunt mai mulți decât în zona Maramureșului. Laibărul, acesta este laibărul sau vestă, din postav negru, purtată vara când mai răcoare, vara unei cuploare nu poartă, de foarte cald. Iarna se poartă cioareci din lână sau din pânură, din oaie. Elementele comune dintre băiat și fată sunt guba și cojoc. Poziție să prezentăm și portul din Năbuș, sunt în față. Deci costumul femeiesc este piesa cea mai importantă a costumului femeiesc este cămașa. Uitați, cămașa cu mânecile largi, încrețită la gât, ornamentele sunt dispuse la guler, la piept și pe aici pe mână, vedeți? Este despărțită de boală, deci nu este dintr-un singur element. Este ornamentată prin cusuturi cu acum și țesută în război. Poalele sunt făcute din 5 lați, sunt încrețite pe un brăcinar. Știți un brăcinar, dacă nu, să vă explic. Nu pe un cordon fix. Peste poale sunt cele două zadii, vinete sau nierii. Să căutați dumneavoastră în dicționar să vezi ce înseamnă nierii. Ornamente geometrice în partea de jos. Vedeți? De jos, vezi că în față sunt una vineție și în spate o altă culoare. Așa, ele se poartă legate mai sus de talie, fetele poartă părul împletit în coz, așa cum ați văzut la domnișoara de la solistă care v-au cântat. Pe cap au o năframă sau o zadie și fetele mai poartă și cu un de flori din hârtii colorate și o zgardă din mărgen. Costumul popular bărbătesc din Maramureș se aseamnă foarte mult cu costumul popular din zona Răsăutului și Bistriței, pentru că sunt zone învecinate. Cămașa este croită din 4 lați de pânză țesută de casă. Gacii sunt diferiți față de cei din Maramureș, pentru că nu puteți bine observa, sunt mai lungi și mai adunați pe picior, nu sunt foarte largi. Sunt croiți din 4 foi de pânză. În zona Lăpuș se poartă libere, sau se leagă coața opincilor, sau se bagă în cizmă. Deci, ori se leagă aici coața opincilor, ori se bagă aici în cizmă, pentru a se deosebi față de celelalte zone. Elementele comune dintre costumele băiat și fată sunt pieptar și suman, piese vestimentare portate în egală măsură și de femei și de bărbați. Cam atât am avut de vă spus despre costumul popular. Eu vă mulțumesc, să știți că vă aștept din luna septembrie.
să veniți să faceți parte din cadrul ansamblului de copii al Școlii Populare de Artă Liviu Borlan, să învățați să dansați, să cântați la instrumente, să cântați vocal, pentru că o să vedeți ce bine o să vă prindă mai târziu în viață. Vă mulțumesc! Și noi mulțumim, nu este timp să exemplificăm prin suite de dansuri. Rămâne să această invitație, această provocare pentru ceea ce înseamnă Școala Populară Liviu Borlan din Mamaia, vedea întregului ca elev. În final, o să vedem totuși ce surprize mi s-a pregătit. Înainte de a încheia cu sonorități muzicale folclorice, pentru a rămâne și voi cu o stare de spirit, ceva de devoioșie, mai avem un moment distinct. În cadrul Școlii Populare de Artă se studiază mai multe arte, de aceea e o școală de arte, de la artele plastice până la muzica clasică, inclusiv la canto clasic, da? Și iată, chitara clasică, de la clasa profesorului Lucian Iluț, a venit astăzi pentru a ne ajuta să înțelegem sonoritățile chitarei clasice pe care o regăsim în cultura și civilizația umanității, de la vechii trubaduri. S-au dezvoltat în timp lucrurile până când s-a ajuns la chitara clasică, specifică mai ales în cultura popoarelor romanice, adică latine, cum suntem și noi românii, în spațiul mediteranean prin excelență. Te rog să te prezinți și să ne oferi și un fragment muzical scurt pentru a rămâne în urechea lor o sonoritate. Te rog să marchezi doar elemente. Mulțumesc, Grebne Florian, de la clasa domnului profesor Iluț Lucian. Mic istoric al chitarii clasice. Așa cum se va observa în acest referat, chitara suferit multe transformări în ceea ce privește construcția, forma, numărul forțelor și așa cum era de așteptat, alte modificări nesuvenite de-a lungul timpului și au pus amprenta asupra ceea ce cunoaștem azi ca înseamnă ce înseamnă acest instrument. Atât ca sonoritate, ca și importanță în muzica de azi. La început, nu a existat chitara clasică cu 6 corzi ca aceasta. Prima chitară a fost lăută, după care s-au mai inventat un fel de chitară, cum ar fi chitara barocă, care avea 5 sau 4 corzi. Prima chitară cu 6 corzi a apărut în Spania, ca rezultat a unui proces îndelungat de evoluție. Muzica se naște prin intermediul a 3 elemente, repertoriu, instrumentist și interpret. Pentru ca o lucrare muzicală nu prinde viață decât atât notele care înainte erau așezate pe partitura, se au niciun instrument care vibrează alături de cele care îl urmează. Să ne încadrăm în 50 de minute, maxim o oră. După atâta poveste, sperăm că a fost fascinantă pentru a vă ajuta, după capacitatea voastră de a înțelege,
să pătrundeți puțin în lumea fascinantă a folclorului, a culturii tradiționale. Încheiem cu cântec, joc și voie bună. Acel sat de poveste pe care astăzi numai aici, colo, în Maramureșul nostru, în câteva sate, îl mai regăsim, acele gospodării țărănești, acea stare de spirit. Jocul ținea adesea 3 zile, el se numea Verjel. Imaginați-vă că ați ascultat și ați văzut doar un joc de început, de arăduit. Abia cât am pornit el, abia a fost sugerat. E, el ținea mult, era întreagă poveste despre care veți înțelege mai multe dacă vă apropiați de fenomen. În final aș vrea să rețineți cuvintele unui mare intelectual al poporului român care a spus că o națiune, un popor scos din rădăcinile sale, din vatra satului, din matca sa, din expresia firească și aruncat pe valul înnoitor al globalizării, a fenomenului care aduce informație foarte multă, nu și spirit, nu și cultura spiritului, este sortit să fie disarmonic, adică să-și piardă expresia, legitimitatea, identitatea culturală. Eu sunt Andrei Bărbos, directorul Casei de Cultură din Baia Scrie și mi-a făcut mare plăcere să fim împreună. Am încercat să facem o poveste rotundă, ea este, iată, interesantă, fascinantă și doar în câteva file am surprins ceea ce înseamnă cultura ca factor de manifestare și identitate în fața lumii. Nu uitați, atunci când ați abandonat aceste rădăcini și această carte de vizită identitară, suntem pierduți. Țineți aproape de folclor! Felicitări, mulțumim tuturor!